Roșiile românești sunt la mare căutare în această perioadă, însă prețul lor a crescut semnificativ. Este foarte important să alegem cu grijă roșiile înainte să le cumpărăm, unele fiind tratate excesiv. Adevărul despre roșiile românești din piețe și la ce trebuie să fim atenți atunci când le cumpărăm, aflați în continuare. Roșiile nu lipsesc niciodată din frigiderul nostru, mai ales în această perioadă în care temperaturile cresc constant. Roșiile românești sunt cele mai delicioase, însă trebuie să le alegem cu grijă. Unele au semne vizibile prin care ne putem da seama că au fost tratate excesiv. Academicianul Costel Vânătoru este unul dintre cercetătorii de top care ne avertizează în legătură cu tomatele toxice care sunt vândute în piețe și în supermarketuri. Expertul spune că ar trebui să ne ridice un semn de întrebare, în special roșiile țuguiate, foarte mari, cele cu o culoare anormală în interior și cele fără semințe. Legumicultorii din Botoșani spun că până la jumătatea lunii mai vor aduce pe tarabe roșiile românești, însă, din păcate, la un preț mult mai mare. Dacă anul trecut era în jur de 20 de lei kilogramul, anul acesta ar trebui să ne așteptăm la prețuri duble, deoarece cheltuielile au fost foarte mari. Roșiile țuguiate se găsesc din ce în ce mai des pe tarabele din piețele de la noi. Nu multă lume știe însă, acestea sunt un adevărat pericol pentru sănătate, avertizează specialiștii. Este foarte important să știm cum le deosebim. Fermierii spun că acel moț din vârful roșiilor ar fi o caracteristică a unui soi bulgăresc. Pe de altă parte, specialiștii în domeniu susțin că, de fapt, țuguiul roșiilor indică faptul că ele au fost crescute forțat cu diverse chimicale. Un doctor de la Facultatea de Horticultură ne-a explicat că nu toate tomatele care sunt țuguiate sunt periculoase, relatează playtech.ro.